Uite, o să fac testul de paternitate și o să am rezultatul în câteva zile. Dana a făcut testul de paternitate. Și s-a dus cu Pavel de mână? Vezi, asta înseamnă că testul va fi fals. A vrut să-l mituiască pe doctor să spună că tu ești tatăl copilului. Ce? Petru Vornicu. Știu. Dar eu tot nu știu cine sunteți. Nadia Florea. Ești fata lui... Da. Trebuie să vorbim față în față. Chiar mă gândesc la un tiramisu, ce zici? Pe teren neutru. Am o stare ciudată și am vrut să fiu cu tine. Avem un mandat de percheziție pe numele lui Octavian Roca. N-ai niciun motiv să mă arestezi. Trebuie să-l anunți pe el, capitan, că poliția cred că a mirosit ceva. Trebuie să se întoarcă, nu? Se întoarce. Nu există așa ceva. Presupun că ai nevoie din partea mea de un fel de mărturie, nu? Sau așa ceva. Trasă-mă, poliția! Mâinile sus! Mâinile sus! Mișcă! Ține-o ca lume! Într-un fel sau altul, Petru trebuie să plătească. Atunci omoară pe nevastă sa. Pe Lia. Ori simți că viața nu mai are rost. Că nu merită să mai trăiești. Dar există un singur lucru care te face să nu te pierzi. Să nu renunți. Iubirea. Thank you.
Mă auzi? Auzi, Lia? Cum am putut să fiu atât de egoist? Te-am vrut doar pentru mine. Ar fi trebuit să te las. Să poate nu mai ajunge așa. Iartă-mă. Te rog. Te-am auzit. Te rog să mă ierți. Te rog, iartă-mă. Iartă-mă pentru tot, Lia. Bună ziua. Bună ziua. Vreo schimbare? Este stabilă. Când o putem trezi? Azi repetăm analizele și vom decide împreună. I-a perforat un rinichi. Nu. Nu asta e problema. Poate trăi cu rinichi, doar că a pierdut foarte mult sânge și într-o stare foarte gravă. Nu. Trebuie să o punem într-o comă indusă. Nu, altă soluție. E cea mai bună soluție. Altă trebuie soluție? Să dăm corpul lui șansa să se refacă. Și nu e altă soluție. Am nevoie de semnătura dumneavoastră. Sigur nu există altă soluție. N-aș fi propus asta dacă nu era cea mai bună variantă. Domnule doctor, credeți că mă aude? Eu cred că da. Vă servesc cu ceva? Ha, tu? Da. Am lăsat-o să se ducă la spital. Foarte bine. Măcar așa nu mai stă prin preajma lui Pavel. Fac și eu ce pot, nu? Da. Nu știu, nu e ce să faci, să știi. Mai devreme sau mai târziu. Ori ea, ori Dana o să-i spună. Ce să-i spun? Lucruri de oameni mari. Mai vrei ceva? Mai bine mănânc. Haide. Să știi că eu am încercat să-l pregătesc pe Pavel. I-am zis că o să-l mintă. Doar că ea n-a zis nimic și deci nu s-a deschis încă discuția. Foarte bine. Și așa nu înțeleg de ce toată lumea din familia asta se grăbește să dea pe față toate secretele. Hai dimineața. Neața. Neața, mami. Despre ce vorbeați? Nimic. Despre secrete. De oameni mari. De ce nu mă mir? Și ceva palpitant astăzi? Ceva ce mi-ai ascuns, mama? Eu? Ce-ai ales? Noroc că e Gabi gură spartă, ca altfel. Hai, Malgis. Mami? Da? Tati, de ce nu vine la masă? Pentru că este la spital, la Lia.
O iubește pe Lia mai mult decât ne iubește pe noi. Alis, nu faci asta. Nu-mi spune tu mie cum să-mi cresc copilul. Cred că mă pricep mai bine. Am văzut. De asta te părăsesc toți. Apropo, unde este Pavel? Unde este Emma? Alis, gata, nu știi și tu când să te oprești? De ce, dragă, că ăsta e adevărul? Preferă să stea cu un criminal decât să stea cu ea. Ce criminal? Niciun criminal, hai să ne grăbim. E târziu, trebuie să ajungi la școală. Hai, niciun criminal, hai că... Trebuie să alergăm, hai. Bine. Pa! Pa! Mulțumesc și eu. Da, eu sunt aici doar ca să nu fie Emma singură cu tine. Cum e, Petru? Cum e? Petru nu vrea să se vadă cu tine. Pavel, cred că se referă la situația cu Lia. Da, fac griji pentru el. Cum e? Lia nu prea e bine. E încă în spital și, din păcate, e destul de grav. Săracu, o iubește atât de mult. Și de unde știi tu asta? Poate pentru că l-ai tot urmărit și te-ai băgat în viața lui? De acolo are? Pavel. Ce? Nu te comporta ca și cum faci parte din familia asta. Că nu faci. N-ai fost acolo la niciunul dintre momentele importante. N-ai fost acolo când m-am căsătorit, n-ai fost acolo când s-a născut Robin, n-ai... Și din cauza ta n-a fost nici mama. Că am plecat. Pleci deja? Da. Mă duc. Mă duc să mă văd cu Dana la spital. Micul dejun mă duc eu să-l fac, da? Nu, l-am pregătit eu. Da? Da, a zis Gabi că-l pune ea. Gabi, ce frumos se poartă Gabi cu tine. E frică să nu-i spui lui Pavel de test? Ce-mi vine să mă duc, Marie, peste ei, să strig în gura mare? Bună dimineața, a primit cu testul. Hai, te rog, Marcele, te rog eu frumos. Bine. Să nu faci dubără prostie, da? A spus Dănuța să nu spunem nimic până nu-și revine Lia. Și bine, are dreptate, așa da? Am să fac. Așa să facem. Da. Avem destule pe cap. Păi, întreabă, trebuie să începă să marcheze banul. Nu mai facem încă una. Hai, te rog, nu mă supăra. Nu te supăr. Stai așa și o să zicem mărâta, de copil când o să zică Dana să-i zicem, da? Da. Ești gata, mamă? Da, gata. Hai. Gata sunt. Mergem să o luăm și pe sorta.
Că ea n-a vrut să vină aici. Bine. Nu vrea să-l vadă pe Pavel. Te rog, nu începe și tu, te rog. Nu mai supăra pe mama. O să zicem de copil când o să zică Dana, să zicem, nu? Păi, dar eu n-am zis să-i zică. Păi nu mai comentă. Hai, bagă-vă-ți la napă și dă-o pe mama la spital. Da. Hai, mamă. Aveți grijă pe drum. Ai zis că vii. Eu te-am mai sunat din pușcărie, dar n-ai vrut să-mi răspunzi. Am evitat telefonul în ultimul timp. Oare cine m-a dat în gât? Nu știu, Matavi, cu cine dracu te-ai înhăitat. Nu cumva le-ai spus tu ceva despre transport? Eu? Și de ce aș face asta? Ca să-ți iei afacerea înapoi. Tavi, afacerea e a mea oricum. Nu-ți-aș face așa ceva niciodată. Tot așa te păcălește Carla și pe tine. Nu te lua de Carla. Ba, mă iau. Pentru că stă toată ziua bot în bot cu Mike. Și ajută și pe el, și pe Măsa, și pe Petru. Înțeleg că ești supărat. Dar n-arunca cu vorbe fără dovezi. Ok. Faci cum vrei. Eu te-am avertizat doar. Dar să știi că dacă nu iei măsuri, va trebui să le iau eu. Ce măsuri o să iei tu? Îmi ameninți fica? Mai întâi află exact ce am spus și după aceea să te iei de mine. Hai, spor la paste și nu stai somn mai târziu să-mi trimiți și mie morții. Până atunci, gândește-te în cine poți să ai încredere. M-am cam săturat. Adică suntem singurele proaste care vin la program. Ei, ca și cum acasă aveai ceva de făcut. Poate aveam ceva de făcut. Nu înțeleg, Pavel își ia zile libere, Petru nu anunță niciodată, adică pe bune. Păi dacă e în spital cu nevastă să... Ce? Cum adică Alice iar bolnavă? Nu, drag Alice. Lia. Ce? Stai un pic, de când e Lia soția lui Petru? Wow. Cam de când era Alice în comă. Ce? Wow. Puțin nu-mi vine să cred, adică noi care ar trebui să știm tot, aflăm chestia asta ultimele? Da, da, mă, liniștite, că nici ei nu știau că ies. Cabron. Acum ar trebui să-și revină. Ia, mă auzi? Ia. Ia. Ia, sunt aici. Sunt aici. Sunt aici. Sunt aici. Da, da. Da.
Ești bine. Ce? Unde? Ești bine, ești bine. Ai dormit un pic. De ce sunt la spital? Te rog, nu te agita. Vă las cu soțul dumneavoastră. Dacă e ceva, mă chemați. Bine. E bine, e bine. Sunt aici. Ce e bine? Ce e bine? So keep the lights on. Keep the lights on. A venit un curier, ți-a lăsat asta. Mersi. Nu vrei să vezi ce e înăuntru? Nu. Am înțeles că nu vrei să mă mai amestec în treburile tale. A, nu, astea sunt treburile tale. Mi-a luat ceva timp până să mă prind, dar mi-am dat seama. Avocatul mi-a trimis astea. Ce? Ce? Actele de divorț. Tu ce, mamă? Tu ce? Nu știu ce vrea Petru, jur. E numai vina ta. Tu ai semnat. Vezi? Tu! Nu, ha! Nu înțelegi că nu am știut. Ai semnat sau n-ai semnat actele mele de divorț? Am vorbit cu avocatul și nu se mai poate face nimic. Tu erai aparținătorul meu legal. Petru mi-a mânat un teanc de documente atunci. Semestriale, acte pentru firme care trebuiau semnate. Printre ele a strecurat și nenorocita asta de hârtie. Tu nu înțelegi că nu am știut ce vrea Petru. N-am știut ce are de gând. Nu aș fi făcut așa ceva niciodată cu bună știință. Nu e noapte de la Dumnezeu să nu pun capul pe fernă. Să trăim zilele pentru ce s-a întâmplat și pentru... și să regret ce-a făcut. Nu ți-aș fi făcut așa ceva niciodată cu bună știință, Alice, ești fiica mea. Te iubesc. Lucrurile ar fi fost mult mai simple dacă aș fi știut de la început. Nu. Dar acum înțeleg de ce nu mi-ai spus. Nu de teamă că aș putea muri, ci ca să-ți acoperi tu urmele. Ca nu cumva să aflu că m-ai trădat. Tu crezi că-mi pasă de mine? Doar de tine. Doar de tine îți pasă tot timpul. Cum poți să spui așa ceva? Când m-am sacrificat să cresc 5 copii. Ce te-ai sacrificat tu? Și ce ți-a mai plăcut când au venit oamenii la tine și ți-au spus: vai, sărmana Otilia, vai, ce mamă bună e Otilia. Ai eșuat lamentabil ca soție și ai crezut că ți iese ca mamă. Ei află că ai eșuat ca mamă. Total. După tot ce am făcut pentru... Ce rahat ai făcut, mamă, pentru mine? Două cornulețe și doi cozonaci și mi-ai semnat actele de divorț. Asta ai făcut. Se vede că aveți o discuție. Ieși! Ieși! Am niște informații de la Matescu. Cred că vreți să le auziți. Am Aurelia? A scos-o din comă. Minunat! Eu stau 3 ani în comă și a ies în câteva zile, nu? Hai. Tu i-ai spus. Ce-am făcut? Tu i-ai spus lui Alice că eu am semnat actele de divorț atunci. Nu. Tu i-ai spus, Gabi, tu i-ai spus. N-avea cine să-i spună. Eram amândoi tineri. Și când a început să nu mai fie bine? Între voi doi, zic. Nu știu. Am avut și momente mai dificile, financiar și...
Da, eu zic că e suficient pentru astăzi. Fiți amabili, ne faceți și nouă nota, vă rog. Dacă aveți car, vă rog să veniți la bar să achitați. Bine. Mă duc să achit și mergem. Mai am o întrebare, dar te rog din suflet să-mi răspund sincer. Încerc. Când ai venit să vorbești cu Otilia, ce ai vrut să spui cu adevărul? Mai e ceva, nu? Nu, nimic. Adică voiam să... să ne explicăm ce-a fost. Mai e ceva. Știu asta. Simt asta, tată. Tu vrei ca tatăl tău să nu fie vinovat. Dar tatăl tău e vinovat. Atunci, de ce i-ai spus Otiliei că trebuie să spuneți adevărul? Ce s-a întâmplat în seara aia? Spune-mi, te rog. Te rog. Hai, Emma. Hai să mergem, Emma. Acum, când mai putem să ne vedem? Să vorbim? Când vrei tu. Da, nu știu dacă asta o să se întâmple. Hai, Emma, întâlnirea asta a fost o greșeală. Hai. Sigur a fost Jani? Da. Cine altcineva? Îți promit că după ce te vei face bine, o să-l fac să plătească. Nu, te rog, nu. Petru, de ce nu putem să trăim și noi liniștiți? Dar omul ăsta nu o să ne lase să trăim liniștiți, Lia. Și e vina mea. E vina mea pentru ce am făcut în trecut. Și dacă tu te răspune acum pe el, el o să vrea să se răspune pe tine și tot așa. Și dacă data viitoare nu o să fiu eu, o să fie Robi, ce faci? Dar nu înțelegi că nu o să se oprească așa doar pentru că vrem noi? Ce ai de gând să faci? Ce? Să-l omori? Dacă e nevoie, da. Nu. Nu, te rog, nu. Trebuie să înțelegi că dacă vrem să fim fericiți, Gianni trebuie să dispară. Ori la pușcărie, ori... Nu, gata. Gata, nu mai vorbim despre asta. Te rog. Cred că fericirea noastră depinde de un singur om. Crezi că te-am pierdut. Știi că te-am auzit. Am auzit în continuu și îmi ziceai că o să fiu bine și mă linișteai și... Da. Spuneai că mă iubești. A fost mereu aici. Pentru... Nu vreau să faci o prostie. Dar... Petru, am zis că nu mai vorbim despre asta. Cu riscul de a te plictisi, vreau să spun că te iubesc foarte mult. Cât timp mai aveți de când să-l țineți pe Mihail Pârvu? Ia să vedem. Mihail Pârvu, zis Rusu, cunoscut interlop al clanului Roca. Legături cu mafia rusească în trecut, acuzat de tentativă de omor. Cred că am toate motivele să-l țin în arest preventiv până la proces.
Atâta timp cât nu aveți dovezi împotriva clientului meu, vă rog să dispuneți eliberarea lui. Avem dovezi. Că a fost o reglare de conturi cu Petru Vornicu. Ce dovezi? Petru Vornicu a fost sunat de către clientul tău cu puțin timp înainte ca Lia Vornicu să fie împușcată. Și pentru asta l-acuzați de o crimă? Sper că aveți și alte dovezi. S-au riscat să fie anulat procesul din lipsă de probe. Știu că nu Rusu e vinovat. Știu că el doar execută ordinele lui Gianni Rocca. Știu. Astea sunt acuzații nefondate. Aveți probe? Eu vreau doar să-mi dea pe Gianni. Iar tu, în calitate de avocat al lui, ai face bine să-l sfătuiești să coopereze cu mine. Altfel nu scapă. Gianni n-are nimic de-a face cu asta. Gianni n-a fost cu tine la momentul împușcăturii? Da. Așa cum credeam. N-ai nimic. Vă rog să-mi eliberați clientul. Eliberează strada. Pute-l pe Petru. Cum e Lia? E bine. S-a trezit. E bine. Oh. E încă slăbită, dar e bine. Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Mama, gata, de ce plânge acum? De la stres. Lasă. Greu încă n-a trecut. Mai are până să-și devine complet, dar măcar poate să vorbească acum, poate să ne țină de mână. Pot să o văd. Da, dar nu acum, că încă doarme. Îți mulțumesc, Petru, că ai atâta grijă de ea. Dar normal, Maria. O iubesc. Aș face orice pentru ea. Și îți promit că voi avea grijă mereu de ea. Și că nimeni nu o să mai facă rău niciodată. Da. Mulțumesc. Da. Mama, cât de chioară e mama. Să vedem acum cât ți-ai revenit. Robi, iară te-ai jucat cu ochelarii mei. Ai putut să-i pui. Ce faci, mamă? Nu-mi găsesc ochelarii. Sunt cam amețită. De ce? Stai jos un pic. Păi m-am certat cu sora ta. Vă iubiți iar? A aflat că eu am semnat documentele de divorț, știi? Dacă ai ști ce mi-a spus, nu să mă ierte niciodată fata asta. Dar eu nu știam ce semnez, Andy. Nu știam, mă crezi? Dar, mamă, încetează, normal că te cred, gata. Unde e acum? Cine a lins, nu știu, a ieșit. I-am zis că vin, dar mă evită. Și pe tine. Mama. În ziua în care Lia a fost împușcată, Alice era la Gianni. Ce? Doamne, doar nu crezi că... Ei, gata, liniștește-te. Nu știu, da. Te miră, nu? Ar face orice să scape de Lia. Ar și omorul, da. Nu, Andy, adică... Mama, te rog, deschide ochii, ascultă-mă. Alice, pa. Gata, a luat ora asta definitiv, înțelegi? Trebuie să avem grijă de ea. Mama, știi foarte bine că ar face chiar orice să scape de Elia, da? O cred în stare și de crimă.
Chiar o cred. Garda. Da? Tu ai un iubit? Nu. Nu? Nu. Hai mă, spune că nu-l împușc. Dar nu am niciun iubit. Tavi mi-a zis că tu și cu maică sunteți. Ce suntem? Prieteni. Prieteni? Da, ne știm de când mama lui lucra pentru tine. Dar nu suntem prieteni, am mult spus prieteni. Stavi mi-a zis că... crede că ești îndrăgostită de el. Îndrăgostită. Și din cauza asta s-ar putea să-i spui lucrul lui Petru. Să-i spun lucrul lui Petru. Poate câmpii, nu. Am fost la ei ca să aflu ce fac tot pentru tine. Da? Ca să te ajut pe tine. Aș fi foarte trist să fiu trădat de propria mea fică. Și ce vrei să fac? Să-ți demonstrez că nu te trădesc? Nu știu. Zici ce vrei să fac. Nu știu. Mai știi când erai mică și te certam că nu termin tot din farfurie? Nu-mi plac lucrurile neterminate. Și vrei să termin eu? Da. Pe tine nu te-ar bănui nimeni. Frumoasa din pădurea adormă. Sau poate n-am văzut bine. Aici. Am venit să te întreb cum a fost în comă. Alice, ce cauți aici? Ai văzut luminița de la capătul tunelului? Ești afară. Alice, ești afară imediat. Relaxează-te, dragă, relaxează-te, că nu-ți fac nimic. Deocamdată. Ești nebună, ești afară acum. Azi am venit să-ți spun că atunci când ai fost în comă, m-ai divorțat de tine. Minți. Minți. Ești afară. Ești afară imediat. S-a căsătorit cu mine. Minți. 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 Ești afară. Ia mâna de pe mine. Liniștește. Ia mâna. Ești afară cu ideea asta. Minți. Dormi acolo. Hai. Minți. Ce s-a întâmplat aici? Aparatele au sunat și am venit să văd ce se întâmplă. Tensiunea arterială este sub limita normală. Mm. Ce stai? Du-te repede, cheamă un medic! Mm. Du-te! Lia a suferit o hemoragie internă. A pierdut mult sânge. Nu se poate. Mama, am reușit să o stabilizăm, dar are urgent nevoie de o transfuzie. Bun, hai să o donăm atunci. Are
o grupă de sânge specială, ABRH nul. Nu găsim nicăieri, nici la banca de sânge, nu avem nici în spital. Eu sunt donator universal la grupa 0, poți să-i donezi aici? Haideți să-l donezi acum! Nu poate primi grupa 0, are nevoie de grupa ei de sânge. Ele sunt, rudele ei poate sunt compatibile. Da, eu nu știu ce grupă de sânge am. Eu sigur știu că nu am grupa asta specială. Poate ar fi bine să vă testăm. Da, cel mai bine. Hai, mama. Și mai am și un frate. Să-l chemăm pe Sorin. Da, să-l chemăm. Auzi, tata? Tu crezi că o să-ți facă bine Elia? Dumnezeu știe. Mi-e milă de domnul Petru. Ce baftă le-a avut. Două neveste și amândouă în comă. Părând. Doamne, câteodată... Nu știu... Nici nu-mi vine să cred că ei s-au întâmplat ei de când s-a mutat la noi în casă. Mai vine să te lea la Constanța, să făcea profesoară de balet pe acolo. Dar totuși aici s-a îndrăgostit. Da, și la ce i-a folosit, mă? Îndrăgostită și împușcată de mafioți. Dragostea e periculoasă, băiete, ține minte ce spun. Și eu am fost îndrăgostit odată, dar mi-a trecut la timp. Și, pe urmă, am făcut o familie cu mata. Ați născut voi. Într-o familie trebuie liniște, în primul rând. Nu dragoste, neapărat. Părerea mea. Sună mama. Mata? Da? Da, cum să nu? Ce? Lia are nevoie de transfuzie de sânge. Ok, da, acum vin. Bine, bine. Mă duc să donez sânge pentru Lia. Da. Iau cine? Sorin. Da? Putem vorbi puțin? Vorbim mai târziu, promit. Trebuie să mă duc să donez sânge pentru Lia, ok? Donez și eu. Mai întâi trebuie să testeze rudele apropiate. Ok, bine. Te rog să mă anunți dacă poți să ajut, bine? Okay. Bine, te anunț. Bine, pa. Pa. Dar știi să curiți usturoi. O zi bună. Și ție. Da, Dana? Eu am grupa A. Hai că întreb acum. Toni, tu știi ce grupă de sânge ai? Zero. Sunt donator universal. Dau la toată lumea. Da, știu că dai. Și tu, Rica? Eu te un să știu ce grupă de sânge am eu. Ai putea să te testezi și tu, să o ajuți pe fata asta. Dana, hai că mai vorbesc cu oameni, nu știu, vedem ce putem să facem, bine? Ok. Hai, aveți grijă. E rău? Ue, da, a avut emoragie și are nevoie de grupa de sânge ABRH nul. Zici că e număr de mașină. N-ai plecat, mă. Unde să mă duc, Moni? Unde să plec, Moni? Păi unde nu știu, mă, Rică. Ai putea să te duci la o clinică, e la 15 minute una de noi. Păi și tu chestia asta pentru Petru. Tu știi că dacă Lia pățește ceva, o să fie distrus, nu? Păi tu zici să ce soartă, mă? Să ai două neveste și amândouă bolnave. Da, da. Eu încă nu mă pot împăca cu gândul că Lia e soția lui Petru. Auzi, ia, sună pe Gabi să ne povestească și nouă cum a fost. Hai, că da, mor de curiozitate. Ce extraordinar, n-ai plecat? Hai. Gata, domne, gata, mă duc acum. Să nu leșini. Să încerc. Curaj, Rică. Gata. Mersi, tată. Eu și eu, bă, Monica.
pentru tine. Mersi. Și tu ești la regie, m-ai uitat? Zi. Da, vi-a spus tata că v-am ajutat. Super. Eu zic să te cari din țară. Nu, o să îl convin pe tata că Tavi minte. Sunt la cuțit acum. Noi vorbim de Gianni. Și Gianni e suspicios. Înțelegi? Oricum, și dacă l-ai convinge, o să-ți iau o grămadă. Natura nu serie. Mă sună Rica. Zi-mă. Așa, da. Da, mă, știu, i-am spus. Venim și noi și donăm sânge. Ce, mă? Ce zici? Ce? Ce zici, mă, acolo? De unde? Prostura de... Nu, n-am grupa. Da, nici Fimiu. Păi e Fimiu, seamănă cu mine. Da, mă, am înțeles, bun. Bine, ține-mă și pe mine la curent. Hai, pa. Ce vrea prostul ăsta? Că Lia e în spital și are nevoie de sânge. Și hai să-i dăm. De unde să dai? Că e o grupă foarte rară. Foarte rară? Ce grupă e asta așa rară? AB, RH, nul. Ce mă, ăsta număr la mașină? Ce? Păi știi, ce e așa rară? N-are nimeni din familie ei? Păi dacă am zis că puțină lume. E încă în spital, nu? E în spital după ce pușcat-o Gianni. Poate n-a fost asta, că el nu dă greș niciodată. Și asta e adevărat. Și nici nu lasă vreun lucru neterminat. Vorbim de Gianni. Așa că eu zic să te cari în țară. Spuneți-mi ce se întâmplă. Situația e critică după hemoragie. Rinichiul nu face față. Ne îndreptăm spre o disfuncție renală totală. Asta ce înseamnă? O să avem nevoie de un transplant. Ok, găsim un donator. Păi, noi nu găsim un donator de sânge, donor. Dacă am zis că găsim, găsim. Are cea mai rară grupă de sânge din lume. Nu mă interesează dacă am zis că găsim. O să găsim, cu orice preț. Ați înțeles? Lia, trebuie să lupți. Trebuie să lupți. Trebuie să mă opresc câteva secunde, te rog. Sunt aici, Lia, sunt aici să lupt cu tine. Ți-aș da o parte din mine dacă aș putea. Te rog, orice, dar nu renunța, da? Una dintre noi nu are aceeași grupă de sânge ca Lia. Se mai întâmplă. Da, mama sau tatăl ei sigur aveau grupa asta. Da. Ai auzit ce a zis medicul? Se moștenește genetic de la unul dintre părinți. Da, probabil că maică sau o fi avut. Ce faceți? Sunteți compatibile? Nu. Mă duc să mă testez și eu. N-are rost, că dacă mama nu e, n-ai nici tu cum să fii. Păi,
Oricum mă duc să mă testez, cine știe. Doamne, ce ne facem? Vorbim. Să fie bine, mă. Mi-e frică pentru Lia. O să găsim o soluție. Știu, mă, trebuie să mă gândesc. Nu știu ce să facem. Auzi, mama, dar noi nu mai avem și alte rude. Nu, ăștia suntem atât noi. Păi poate mama Liei mai avea. Nu mai avea frați, surori, verișori, ceva. Nu știu, Dana, nu știu. Nu știi, mama, ai fost cumnata ei. Hai, gândește-te că sigur știți ceva. Mama, când m-am luat cu taică, tu s-au răcit relațiile cu fratele meu. Parcă tu nu știi. Dar abia după aia, după ce a murit mama Liei, am început să ne vedem mai des. Mm-hmm. Și el nu ți-a zis nimic? Nu. Eu o să caut în actele Liei, poate mai găsești ceva, nu știu. Dar eu nu înțeleg cum tu chiar nu ți-amintești nimic? Am zis că nimic. Știu că tu ai fost. Bună și ție, Andy. Da, cum zici tu, recunoaște că tu ai fost. Da, am fost la o plimbare. Da, la Roca. Tu l-ai pus omoare pe Lia. E vie. N-am făcut nimic. Tu te auzi ce-a spus pe Gora? Auzi? Eu nu înțeleg ce vrei de la mine. Mă cunoști foarte bine. Știi că aș face orice să-l țin pe Petru. Inclusiv să omori un om? A? Asta doar ca să-l recâștigi pe Petru? Da. Știu că asta te sperie. Și pe tine, nu? A? Surioară, și dacă... Și dacă ai omorâ-o, Petru nu o să se întoarcă la tine niciodată. Înțelegi? Ei, uite, asta mă sperie pe mine. Surioară, ai putea să treci cu asta pe conștiință? Știi care e faza, Andy? Eu am stat 3 ani în comă. Știu că nu e nimic dincolo. Nu e nicio lumină, nici o pajiște, nici un cazan cu zmoală. Nimic. Și când știi toate astea, crezi că îți mai pasă de ce e bine sau ce e rău? Alice, viața unui om nu e o joacă. Și de viața mea cui pasă? De mine cine are grijă? Eu am grijă, da? Eu, mama are grijă. Dar nu Petru. Petru, da. Știi ce-i ciudat? Că inclusiv în situația asta, lui Petru îi pasă de tine. Dar nu așa cum vreau eu. Dar așa cum vrei tu, nu o să se mai întâmple niciodată. Auzi, mai e ceva de zis că deja mă plictisești. Hai, ieși. Să termin eu? Da. Pentru că pe tine nu te-ar bănui nimeni. Întrebare dacă e posibil. Ce căutați aici? M-am voie decât rudele. Poate ai nevoie de ăștia. Petru, ce faci? Robi e la școală, să știi. Nu, ce-s cu ăștia? Ochelarii mei. Erau în hol, nu? Nu, erau la Lia, la spital. La Lia? Da. Ce căutau acolo, Tilia? Ce căutau ochelarii tăi la Lia, la spital? Zi-mi și mie.
Te-a convins, Ali, să mergeți? Zi. De asta e rău acum, Liei, zi. E rău? Da. Nu te mai prefaci, că te văd că te prefaci. Zim dacă ai fost la Lia, la spital. Ai fost cu Alice. Zim dacă ai fost cu Alice. A fost cu mine. Tu ce cauți acolo? Ce ai căutat tu acolo? Am vrut să știm și noi ceva de ea, de tine. Tu nu... Nu răspunzi la telefon. Maria nu ne spune nimic. Petru... Stai liniștit că nu i-am făcut nimic, dormea. Dar și-am plecat. Trebuie să înțelegi că vrem și noi să știm ce se întâmplă. Dar nu trebuie să știți voi ce se întâmplă, dacă nu v-a păsat oricum niciodată. Mereu ne-ați îndepărtat. Și acum ce, vreți să vă cred că vă pasă? Dar-mi pasă de tine, Petru! Ești copilul meu, orice ar fi! Cum, ce te apucași pe tine? A venit taică-tu și gata, ți s-a urcat la cap! Bă, tu să nu, faci... Nu! Potolește-te, te rog! Iar începi! Iar începi! Da. Ce? Acum vin. Acum. Ce e? Petru! De la spital. Alice, sunt sigur. Că a fost la spital. Și eu. Ai avut noroc. Te-au ținut mai puțin decât pe mine. Am avut noroc cu aia mică, cu avocata lui Gianni. Dar de când îi pasă lui Gianni atât de mult de tine? Bună ziua. Bună ziua. Iar ai venit cu mandat sau îți place la noi în vizită? Nu. De data asta am venit să te informez pe tine că, deși ești liber, o să fii cercetat în libertate. Dar nu ziceai tu că ai dovezi puternice, că mă înfunzi, că... Nu le putem folosi. Momentan. Așa e când ai avocați buni. Bun, deci ca să fie clar pentru amândoi. Nu aveți voie să părăsiți localitatea, ați înțeles? Dar eu de ce nu pot? Dacă m-ai ajutat să-l primi pe Gianni, poate aș trece cu vederea faptul că ai adus droguri în țară. Droguri? Dar nu ziceai că era făină în saci? Auzi, mai vii și a treia oară? Râstează pentru făină. Cât de schimb. 3. De ce, Alice? De ce faci toate tâmpeniile astea? De ce nu mă lași să te ajut? Ce am făcut, dragă? Cum, ce ai făcut? Ai fost la Lia, asta ai făcut. Nu, mamă, lasă-mă. Alice, uite-te la mine, nu poți să faci totul singură. Trebuie să mă lași să te ajut. Cum? Cum poți tu să mă ajut când tu ești cea care m-a despărțit de Petru? Zi-mi și mie, cum aș putea să mai am încredere în tine? Iartă-mă, iartă-mă. Te rog, fac orice-mi cer, te rog, iartă-mă. Mă ajut să mă împac cu Petru. Cum? Angajăm un avocat și spui că aia nu e semnătura ta. Ai spus că faci orice asta dacă mă iubești. Și în felul ăsta anulăm divorțul. Hm? Iată. Vreau să-ți arăt ceva. Bujia? Ei, deschide. Da. Vrei să-l vezi pe Mario Puța? Lasă prostiile. Deschide. Sunt... $500 de chile de praf alb. Aolo! Bă, tu ești nebunul, l-ai adus aici?
Păi, eu nu înțeleg. Tu ce vrei? Să le arunc în Marea Neagră? Mi-ai zis clar. E poliția pe urmele tale, deci trebuie să scap de ele. Și tu le aduci aici? Scuze, tică, acasă sub pat nu încăpeau. Am un doare puta. Păi și cum scăpăm de ele? Păi? Aștept. Ce? Să mă ajuți. Să? Sorin! Sorin! Emma, iartă-mă! Știu că trebuia să vorbim, dar abia acum am ajuns de la spital. Stai liniștit! Cum e Lia? Nu e bine. Cred că o să aibă nevoie de un transplant de rinichi. Ce? Tu vorbești serios? Și asta nu e partea cea mai rea. Am aflat că nici eu, nici mama, nici Dana nu suntem compatibili. Are o grupă de sânge mai rară. Nu-mi explic cum se poate. S-ar putea să fie imposibil să găsim un donator. Doamne, săracul Petru, cred că e distrus. Păi toți suntem. Trebuie să-l sun. Nu, stai, Emma, lasă-l. Cred că cel mai bine ar fi să mergem noi mâine acolo. Da. Și eu cu problemele mele neînsemnate. Nu spune asta, nu sunt neînsemnat. Ba da, sunt și știi ce? Nu mă mai băga în seamă. Trebuie să ne concentrăm să fie Lia bine. Emma, cum? Uite, haide, spune-mi cum a fost cu tatăl tău. Ciudat, nu știu. Simt că mă ascunde ceva și nu știu ce. Știi că, adică, dacă te ajută și eu, cred că ți-ascund ceva. Păi, tata, oare ce-o fi? Emma! Te rog să vii în casă! Orice ar fi, ea sigur știe. Și de ce nu o întrebi? Păi, dacă ar fi vrut să știu, mi-ar fi zis, nu? Hai, ne vedem mâine să mergem la spital, bine? Da, bine, mergem. Emma, da. Te rog să vii în casă. Haide, haide. Te rog. Du-te și tu în casă. Crezi că pot să am încredere în tine? Ce ascundeți, de fapt? Am trăit să o văd și pe asta. Că mă iei tu la întrebări pe mine. Ți-e rușine? Pavel este? Alta, dar ce aveți toți cu familia mea? Ia lăsați-ne în pace. Plecați de aici. Hai, Dana. Lasă-i pace. Nu, du-te tu, hai. O să vin și eu. Ai de gând să-i spui? Cred că trebuie, nu? Uite și tu. Lia are nevoie de ajutorul rudelor și noi nu știm cine sunt. Nu știi niciodată ce ți-aduce viața. Și copilul ăsta trebuie să aibă cât mai mulți oameni aproape. Că Emma nu realizează că omul ăsta a omorât-o pe mama. Adică eu știu că ea a fost întotdeauna mai empatică, dar e un criminal. Încearcă și ea să-și formeze propria opinie. E un criminal, repet. Asta e tot ce trebuie să știe despre el. Poate s-a căit? Super. Și cum schimba asta, faptul că a omorât-o pe mama? Da, ai dreptate. Nu schimbă cu nimic asta. Și eu stau la nebun că o opresc să se vadă cu el. Petru e absent. Petru e absent pentru că e nevastă sa în spital. Crezi că o să moară? Dacă moare, Petru nu o să-și revină niciodată. Și mi-e teamă că o să încerce să-l omoare pe Gianni. Gianni e vinovatul? Dar cine? Nu știu. Poate Alice? Hai mă, Gabi, chiar crezi că e în stare să omoare un om? Sincer? Da.
cine e la ora asta. Pavel. De la Dana. Mamă, cât tupeu. Ți-am zis că așa o să facă? Stai liniștită. Nu o să mă păcălească. Revină din clipă în clipă. A ajutat mult transfuzia. Aș vrea să-i mulțumesc persoanei care a donat. Mi se pare incredibil că ați găsit pe cineva. Și mie. Am avut noroc că ăsta e adevărul. Puteți să-i spuneți că aș vrea să-i mulțumesc personal? Să văd dacă mai e aici. Okay. Cineva acolo sus te iubește. Amândoi. Domnul Vornicu ar dori să vă mulțumească personal. Nu. Aș dori să rămân donator al meu. Everything's different now that you're older. There's nothing that I can do. Se spune că e bine să trăiești fiecare zi ca și când ar fi ultima. But I was thinking you could come over. Dar oare poți să trăiești cu adevărat fără să te gândești că sfârșitul e aproape? Bună, Dana. Hai să te duc în pat. Mă descurc. Dar ai auzit ce au zis doctorii? Fără efort. Da, Petru, am fost acolo. Și sunt și eu aici în caz că aveți nevoie de ceva. Știu că o faceți ca să mă protejați, dar sunt bine. Elia, nu-i momentul să faci acum pe curajoasă. Hai, lasă-ne să te ajutăm. Da, orice, orice ai nevoie, zine. Doar trebuie să ne zici. Ok. Să nu vă mai comportați așa. Adică sper că nu o să mă tratați ca pe bolnavă. Mă descurc. Vrei ceva de mâncare? Nu știu. Ai auzit ce te-am rugat? Vin. Am dat niște cărți lui Robi. Vrei să vezi ce am luat? Nu. Hai, te rog. Nu-ți place asta?
Am sunat la spital. Au externat-o azi. Alice, te rog, gata. Doar nu o să fii din nou obsedată de fata asta. Ba, exact așa o să fiu. Doar nu crezi că o să stau liniștit în timp ce își trăiesc frumoasa lor poveste de iubire ca doi porumbei în frumoasa lor casă, care, by the way, e foarte urâtă. Măi, mamă, totuși a fost la un pas de moarte fata aia. Să nu-mi spui că ți-e milă de ea. Ai avut ceva de a face cu ce a pățit ea? Ești paranoică, la fel ca Andy. Oare? A fost mafiotul ăla care vrea să se răzbune pe Petru. Oare? Nu-mi spune că nu mă crezi. Știu că ai fost să te vezi cu el. Și asta nu înseamnă nimic. Nu, nu te cred. Nu mă crezi. Nu. Doamne, cât de ipocrită ești. Tu semnezi divorțul în locul meu. Îmi ascunzi faptul că Petru nu mai e soțul meu. Și tu nu mă crezi pe mine? Eu sunt aia mincinoasă? Te rog, încearcă să vezi lucrurile din punctul meu de vedere. Am făcut-o pentru tine, ca să nu pățești ceva, pentru că doctorii m-au avertizat că... Bla, că aș putea avea un șoc. Bine, bine, fie. Vrei să faci ceva pentru mine? Vrei să știi ce poți să faci pentru mine? Ești atentă? Da. Da! Poți să te duci și să spui că aia nu e semnătura ta. Oh, Alice, te rog, nu-mi cere asta. Nu pot asta. Asta nu pot. Ah, da, ai putut să semnezi. Nu am știut ce semnez. Nu am știut ce semnez. Nu am știut ce semnez. De câte ori să mai spun? Vezi? Petru te-a păcălit. Și-a bătut joc de tine. Nu, mă, mamă, să anulăm divorțul ăla. Și apoi? Crezi că nu va divorța a doua oară? Puiu, mami, crezi că este ceva? Sau cineva pe lumea asta care îl va ține departe de Lia? Nu mi-ai rosti numele oasă dacă nu știe fate, fata aia. Fii atentă, dacă noi anulăm divorțul, căsnicia lor devine nulă. Și apoi îți promit eu că nu o să-i mai dau drumul, nu o să mă mai plece de lângă mine niciodată. Nu ai cum, asta încerc să-ți explic, Alice, nu ai cum. Cu cât îl forțezi mai tare, cu atât te va urâ mai tare. Pe amândouă ne va urâ, nu știu despre tine. Dar eu nu vreau ca Petru să ajungă să mă urască. Ah, și vrei să te urăsc eu? Grabă, grabă, cap. Marie, hai la masă. Nu mai pot, nu știu de ce nu sun. Nu sună niciun semn, nimic. Păi azi trebuie să o externeze pe Lia. Mm-hmm. Doamne, nu mai pot, nu mai pot, atâtea probleme. Aoleu, mă și înțeapă aici. Ce? Mamă, ești bine? Da. Vrei să ducem la doctor? Nu, e numai de îngrijorare atât. Maria, să nu faci o nefăcută, că îți dau vreo două electroșocuri, ia vezi că... Hai, lasă, că facem. Vă deranjez? Poftă bună. Întotdeauna deranjez. Marcele. Nu, e ok, Maria. Mă obișnuim cu umorul. Da? Ești stresată. Mersi. Dar usturoi nu știi să curet. Sorin, mergi cu mine până undeva? Undeva unde? La circuit. Da, sigur. Da, du-te. Mergem. Pa. Pa. Plăci să uite la criminalul ăla. Ia. Mesaj. Mesaj de la Dănuța. Uite, uite, a adus-o pe Lia. A adus-o acasă deja. Doamne, doamne, măiculița Domnului. Doamne, ajută-ne să se facă bine. Să n-aibă nevoie de transplant, Doamne, ajută. Amin. Ai, eu trebuie să mă duc în casa mare să pun masa. Hai că vin cu tine, te las singur cu nebuna. Hai, dragă, că ce o să-mi fac acolo? Ai auzit ce azi nebuna de nela de nebuna de Alice? Hai! Mă, bine, haide, dar ce faci, mă, cu ăla?
Vezi să nu mă bagi în belele. Nu, mă, la ger come la ghere. Ce? În franceză, nu știi tu. Hai. Aoleu, hai, mă, că la... Lasă-l jos. Am glumit, mă, la... Mai zăpăcit. Haide. Nu e ceva pe tine? Nu rămâi la masă? Nu, nu, trebuie să ajung la muncă. Cu toate problemele astea n-am mai fost și trebuie să găsesc niște sponsori să începem sezonul, că m-am săturat să vă locul la pustiu. Mm. Și? Te ajută și Dana? Ce vrei să întrebi? Eu nu mai știu nimic după mesajul ăla. De ce să știi? Nu l-ai citit? Păi ați vorbit? N-ați vorbit? Dacă am fi vorbit, ți-aș fi spus... Și oricum n-avem ce să vorbim, că știu că minte. După faza asta, dacă eram în locul tău, o dădeam afară. Da, bravo. Să mă dea în judecată să plece codită mai compensația. Da, nu cred că i-ar fi fost rușine să fac asta. Oricum mă vă dați cu ea la muncă. Chiar sunt curios ce o să zică. Și eu. Hai, nu te mai stresa. N-are cum să mă păcălească. Sincer, mi-ar fi plăcut să fie copilul tău. Hai că mi-ai luat prin surprindere de la prima oră. Păi da. Am fi putut să-l creștem noi. Ai fi acceptat asta? Normal. Un copil e un copil. Ce contează cine l-a făcut. Ar fi avut nevoie de niște părinți ca noi. Ai dreptate. Da. Cine știe, poate într-o bună zi o să avem și noi copilul nostru. Într-un fel sau altul. Ar trebui să mănânc și tu ceva. Nu mi-e foame. Trebuie să merg la circuit. Au venit materialele și avem de pregătit pentru sponsor prezentări. Pentru nou sezon, nu? Uh-huh. Am primit mail că vor să vadă cu mine. Da, eu nu vin azi. E ok, stai liniștit. Sunt sigur că o să înțeleagă. Lia, eu o să plec și dacă ai nevoie de ceva, îmi scrii, da? Sunt bine. Și ți-a... Bine. Mă sunați? Da, da, da. Da? Da. Pa. Pa, Dana. Hai să mâncăm ceva. Nu mi-e foame. Hai, mă, Lia, că după mâncarea aia din spital, poate vrei să mănânci tu ceva bun. Comandăm ceva. Orice vrei tu. Hai să, uite, bine, desert. Mâncăm desert, ce vrei tu? Gelateria noastră. Sigur au delivery. Vrei să comand? Nu mi-e poftă de nimic. Hai. Lia, știu că e greu. Dar trebuie să lupți. Trebuie să mănânci. Cum, de ce? Ca să te pui pe picioare. Ce rost are? Zi-mi și mie ce rost are. Dacă o să am nevoie de un transplant, nu o să găsim niciodată. O să găsim, o să găsim. Așa cum am găsit donator de sânge, găsim. Donatorul anonim. Da, măi, o să aflu eu cine e. Da, și o să fie... Bună ziua, bună ziua. Auziți, dacă ne-ați donat niște sânge, nu vreți să ne donați și un rinichi? Că am avea nevoie. Dacă e nevoie. Dar nu o să fie. Momentan. Momentan. Și cine ar fi de acord să... doneze un organ unui necunoscut. Măi, Lia, te rog. Trebuie să fii un pic mai optimistă. Da? Gândirea pozitivă ajută foarte mult la vindecare. O să vezi, o să te faci bine, o să te vindeci și nu o să fie nevoie de transplant, crede-mă.
Nu. Nu pot, Petru, nu mă gândesc decât la cei mai rău, nu? Nu mă pot controla, nu știu, simt că lupt cu ceva necunoscut. Te rog, sunt aici, o să fiu lângă tine la orice pas. Da? Gata, liniștește-te. Vine aici, gata. Să fie bine. Gata. Da, te iubesc. Știu. Atât? Da, și eu. Acele să duci tu gunoiul, te rog. Maria, luați voi prăjiturile astea. Lăsați, doamnă, pentru ăla mic. Nu, ăla mic n-are voie zahăr și așa are energie prea multă și îmi face capul zdrențe. Bine. Luați-le voi. Mulțumesc. Bine, da. La gunoi cu el. Ce înseamnă asta, Marcel? Are diabet, doamnă. A, da? Nu știam. Dar puteai să spui, nu să le arunci așa la coșul de gunoi. Ce s-a întâmplat? Ei, ce s-a întâmplat? Le-am oferit niște prăjituri de la noi și Marcel le-a aruncat la coșul de gunoi. Exact cum a făcut aia cu rochile. O nesimțită. Ci care diabet. N-am știut. Pe fond de stres, nu? Ne. Sau de băutură. E posibil. Probabil că odată o fi băut ceva ce-mi trebuia. Dacă pui gura pe ce nu trebuie... Doamna Otilia, nu vreți să treceți dincolo? Vă mai aduc o cafea. Și nesimțită și nebună. O să mă facă pe mine bețiv. Ăștia au niște laxative pe aici. De ce, mă? Vreau să le fac eu cafea. Să vezi cum aleargă pe-am boschez pe aici. Hai, mă, Marcel, zău, ai gata, termină. Ața și năvoadă, mă, zi de viață. Mă aștept aici, bine? Ok, stau aici pe bancă. Da, promit că nu durează mult. Se poate o poză? Sigur. Asta e pentru mine. Ție-ți mai fac una. Bine. Ține-te aici. Da, mulțumesc. Din asta trăiești tu? Da, din fotografie, din... Mai car marfă la piață, cât îi mai putea. Ajutoare de la biserică. Uite, vreau să-ți ieși. Ce faci? Te rog. Ce faci? Nu vreau să te știu așa pe drumuri. Nu, dar... Mie nu-mi trebuie nimic de la voi. Nu merit. Te rog. Nu, n-ai ce să mă rogi. Dar vreau să te ajut. Dar nu vreau să fiu ajutat. Nu am nevoie să fiu ajutat. Am nevoie să vă văd. Atât. Bine.
nu știu. Mă gândeam așa că noi n-am vorbit niciodată despre mă. Știu. Eu mi-aș fi dorit asta. Da, știu. Știu că eu n-am vrut, dar... aș vrea să înțeleg ce s-a întâmplat, de fapt. Mama ta... s-a sinucis. Atunci când Petru m-a băgat la pușcărie. Și atunci te-am pierdut și pe tine. Nu m-ai pierdut. Știu, știu. Așa am crezut 13 ani. Și pentru mine a fost greu să vă pierd pe amândoi. Nu a fost ușor singur. Știu cum e cu singurătate. Păi și tocmai de aia nu te-ai gândit să-ți găsești pe cineva? Știi tu vreo văduvă interesată de un fost infractor? Asta vrei? O familie fericită cu frați, surori și un golden retriever cu care să mergem la grătar? Mi-aș fi dorit pur și simplu să am ambii părinți lângă mine. Nu a fost ușor să crezi din mila lui David. De asta nu pot să-l iert pe Petru. Și nu o să-l iert niciodată. El va trebui să treacă prin ce am trecut eu, să pierdă tot. Așa e drept. Chiar ai iubit-o mult pe mama, nu? Da. Enorm. De ce? Nu știu, încercam să-mi aduc aminte momentele frumoase. Că mai mult vă certați. Da, nu. Dar au fost. N-am fost un soț perfect. Dar m-a iertat. Întotdeauna m-a iertat. Pe ea n-a putut să se ierte. Marcele, ce-a fost asta mai devreme? Ce e cu tine? Știu că Alice a mai încercat odată să ne omoare pe toți, să ne otrăvească familia. Ce prostii spui? Nu spun prostii, doamnă. Adică a încercat să vă otrăvească. Tu te auzi, Marcele? Revino cu picioarele pe pământ. Sunt mai cu picioarele pe pământ decât voi toți. Aș putea să mă duc la poliție să spun tot, am și un martor. Dar n-am să o fac cu o singură condiție. Mă ameninți. Mă pui și condiții. Una singură. Bine. Mulțumim, Sorin. Mulțumesc. Știu că nu e momentul, dar... poate că într-o zi... o să-l văd și pe el. Da. Azi i-a adus-o acasă pe Lia. Ce mă bucur. E bine, nu? Da. Adică, nu. Nu, din păcate, are o grupă de sânge foarte rară și e posibil să aibă nevoie de un transplant. Sper să fie bine. Da. Otilia e implicată, nu? De asta nu vrei să-mi spui tot. Are legătură cu Otilia. De asta ai venit? Să-mi amintești de trecut? Crezi că putem să-l ignorăm așa la nesfârșit? Și te cereai un răspuns. Aș vrea să nu mai vorbim despre ce s-a întâmplat. Te rog. Eu înțeleg că tu vrei să uiți, dar uite, eu sunt aici și vreau niște răspunsuri. Vreau să aflu mai multe, să... Te rog.
Să știi că eu nu te judec. Și de asta vreau să mă ajut și tu pe mine. Te rog, de ce nu-mi spui? Avel avea dreptate. Cu ce? Nu trebuia să vă caut. Bună, Nadia. Bună ziua. Nu te așteptam azi. Vrei o cafea? Da, mersi. Mersi. Am venit să vorbesc cu Lia, să știi. Da, nu e un moment bun. Petru, am lăsat-o pentru că a fost în spital. Dar trebuie să vorbesc cu ea să văd ce își amintește. Nu azi. Azi nu. Bună. Bună. Vrei să vorbim? Da. Lia, de-abia ai ieșit din spital, te rog, altă bine. Dată. Azi e foarte bine. O să vorbesc. Grijă, te rog. Îi faci Nadia o cafea, te rog? Da, îi fac. Tu vrei ceva? Mersi. Cum te simți? Cum crezi că mă simt? Bun. Ce îți aduce aminte? Știu că... Nu știu, nu prea multe. Mă pregăteam să filmez. Și după a fost așa, ca un coșmar din care nu puteam să mă trezesc. Adică... Eram conștientă, dar nu puteam să reacționez. Tu ai văzut pe cineva la studio? Sau ai observat ceva neobișnuit? Nu. Ai idee cine ar putea să fie? Dar ce o mai întrebi? Petru, nu e evident că e Gianni? O să mă lași să-mi fac treaba, te rog frumos. Da, știm amândoi că Gianni e. Petru, te rog. Da? De ce ai mai venit aici? Să-ți completezi tu raportul? Petru, zi. În momentul în care Lia a fost împușcată, Gianni era cu mine. Păi... Și asta nu schimbă cu nimic. E un om de-al lui. Nu, nu sunt atât de sigură că e un om de-al lui. Adică cine? Rusu? Că alt colaborator nu mai are, din câte știu eu. Bine. Bine, mulțumim pentru vizită, Nadia. N-are niciun rost tot ce vorbim aici. Hai. Lia, dacă îți amintești ceva, mă sun, da? Hai să trebuie să respect procedura, să știi. Da, și eu trebuie să-mi apăr familia. Sigur nu vrei ceva? Așa e de când să te comporți de acum încolo? Până îl prindem pe Gianni și îl băgăm la închisoare? Da. Și până te știu pe tine, în siguranță. Și chiar dacă îl băgăm la închisoare, tot nu... Aia este bala un joc și ești în formă. Hai. Ok, e 0-0. Auzi, mă? Hă? Îmi zici mie care a fost faza cu Italia? Bă, eu zic să te concentrezi la joc. Trebuie să-ți dorești victoria. Hă, mă, lasă vrăjeala, zi, pe bună. Chiar erau droguri în camion sau nu? Nu pot să zic. Pe bună? Nici mie? Mai ales ție. Hai, mă, știi foarte bine că poți să țin un secret. Adu-ți aminte de faza cu Mira. Bă. Nu trebuie să mai zici la nimeni, da? Că nu știe nici poliția, nici Tavi. M-au scuns drogurile într-o boxă la circuit. Băi, lasă-mă în pace! Băi, dar nu, serios acum, cum să le aduci aici?
Deci cum să le aduci aici? Nu înțeleg. Ok, și tu ce vrei? Zici mie ce vrei tu, să le iau acasă? Hai să-i le dau lui Andy direct. Băi, nu știu, aici, bă, dacă vine poliția și le găsește, face percheziție. Cum să le aduci aici? Băi, este temporar, înțelegi? După aia găsim o soluție normală. Ce, bă, ce soluție? Eu le arunc în lac. Tu ești sănătos la cap? Unde mi le arunci să moară toți peștii să... Bună ziua. Bună ziua. Salut. Dar voi n-aveți treabă, nu? Munciți? Nu. Sincer, n-am. Păi nu v-a zis Monica, avem un eveniment în weekend, să atragem sponsor pentru începutul de campionat? Ce avem? Eveniment. Ce-a zis ea? Nu. Păi da, nu. Păi asta spune despre tot, dar mai puțin chestia asta. Nu ne-a zis. Vă rog eu frumos, duceți-vă și voi și scoateți mașinile alea, deschideți boxele alea închise. Boxele? Boxele sunt închise. Și sunt toate la fel. Păi asta zic, deschideți-le, că-i aduc cu oamenii ăia să vadă și ei pe aici. Ce să mai vadă? Ce? Adică nu înțeleg. Păi, că e totul la fel. Hai, vă rog eu, la boxe și mai aduceți și voi niște prieteni pe aici să mai anime locul ăsta, cum iau de cou, bate vânt. Hai, duceți-vă și faceți lucruri. Ce faci? Ce faci, Lia? Mă încălzeam puțin. Pentru ce, măi? Am zis fără efort. Da, da. Trebuia să filmez spotul ăla și nu știu dacă au apucat să găsească pe altcineva. Mai așteaptă și tu câteva zile, te rog, măcar. O să... Nu se așteaptă nimeni să te faci bine așa repede. Ce, ești ok? Da. Măi, hai. Da, stai jos. O să o sun pe Elena și... De ce să sun? Nu e nevoie să sun. O să întreb dacă au găsit. Ba da, e nevoie. Înțelege. E nevoie. Vreau să fac și eu ceva. Nu pot să stau să aștept și atât. Bine. Bună, Elena. Bună, bună. Ce mă bucur că te aud. Ești bine? Bine. Voiam să știi că mă antrenez și să te întreb dacă mai puteți aștepta câteva zile. Filmarea. Ce să filmezi? Spotul. Spotul ăla l-au dat altcuiva. Adică... Clientul n-a mai putut să aștepte. Și mă rog, eu nici măcar nu știam când o să-ți revii. Pare rău. Sper că înțelegi. Da. Normal. Păi, mă bucur că ești bine. Poți să ajut cu ceva? Nu, sunt bine. Uite, hai să ne vedem la o cafea. Da? Și vorbim să vedem cum continuăm colaborarea. Ce zici? Sau, mă rog, dacă poți, dacă mai vrei, dacă... Sigur. Mi-ar face plăcere. Păi bine, atunci, dai tu un semn, da? Da. Crede-mă, chiar îmi pare rău. Bine, o zi bună. Paria. Ce mai? Au dat spătul al primul. Lau, e ok. O să fie bine. Am pierdut tot. N-ai pierdut nimic. Nimic n-ai pierdut. O să te faci bine. Tot o să fie bine. Hey, Lia. Sigur? Da. Că peste 2 săptămâni am control. Și dacă nu m-am făcut bine, o să trebuiască să găsim un donator imposibil de găsit. Și în cel mai bun caz o să fiu condamnată la dializă pentru tot restul vieții și nu o să mai pot să dansez niciodată. O să fie bine.
Sotilia, mă ignori? Auzi, tu chiar ai de gând să minți pentru Alice? Știi foarte bine că e semnătura ta pe hârtiile. Eu zic să-ți vezi de treburile tale, Gabi. Îmi văd de treburile mele, dar toată lumea știe că tu ai semnat. Eu am semnat niște acte semestriale. Cu siguranță n-am semnat divorțul fiicei mele, că nu-s nebună. Măi, Otilia... Ascultă, cât ai de gând să-l mai duci de nas pe Pavel? La un moment dat o să se afle că e copilul lui. Zi! Ce? Nu mi-ai zis tu să-i spun că Dana minte și că până la urmă câștigător în viață? Să luăm și o firmă de catering, că... Tu nu ești Moni. Bună, Pavel. Mă eviți cumva? Nu, dar... Cred că în situația de față cel mai sănătos e să nu ne vedem. Lași până la capăt. Ce vrei, Dana? Ce vreau? Tu n-ai citit mesajul meu? Ba da. Și? Și? Nici nu știu cum să spun, dar nu te cred. Tu crezi că eu aș fi în stare să mint cu așa ceva? Nu știu ce să zic, Dana, că tu ai încercat mereu să folosești orice informație în propriul beneficiu și mi s-a părut amuzant o vreme, dar acum e clar că tu te gândești doar la binele tău. Da. Și tu îți înșelai soția cu mine din pur altruism, nu? Hai să nu începem, te rog. Nu începem, Pavel, nu. Știi că am dreptate. Uite ce e. Hai că o să te las în pace. Vreau să te rog doar un singur lucru. Ce? Dacă am însemnat vreodată ceva pentru tine, hai să facem așa. Alegi tu clinica, doctorul și eu vin și facem testul de paternitate. Gândește-te un pic. Adică... Bună. Bun. Ce faci? Cum ești cu tatăl? Ok. Ok? Păi n-ai zis că te-a turnat Avi? Ba da, dar nu știu. Suntem ok, cred. Ok, crezi, dar nu știu, nu înțeleg de unde e schimbarea asta așa bruscă. Nu știu, dar sincer, cred că l-am înțeles greșit pe tata. Tu vorbești serios? Da. Până la urmă, viața lui chiar a fost distrusă de Petru Pornic. Vreau să te rog ceva. Sigur, orice. Vreau să nu stai toată ziua cu mine. Vreau să-ți faci treaba, nu să ai grijă de mine toată ziua. Da, Lia, tu ești cea mai importantă persoană pentru mine. Spui asta acum? Nu. Petru, crede-mă, știu cum e. Știu, am stat acolo lângă tata, am avut grijă de el. Nu vreau viața asta pentru tine. Dar nu o să te las treci singură prin asta. Și Robi? Circuitul? Circuitul nu contează. Circuitul e visul tău. Era până să te cunosc pe tine. Robi are nevoie de tine. Am fost la el. Când ai fost la el? Și ieri am fost. Un copil are nevoie de tatălui în fiecare zi. Da, hai dreptate, așa. O să merg la el. Și când o să am custodie cu mână cu Alice, o să îl aduc aici să stea mai mult cu noi. Lia. Da. Sper să pot.
nu știu. Mi-e foarte greu să vorbesc despre viitor acum. Hai să vorbim. Du-te la Robi. Seama, nu vreau să te las singur nicio secundă. Vreau să te știu în siguranță. Hai, du-te, o să vină și Dana imediat. Sunt bine. Te rog, du-te. Te rog, hai. Uite. O să mă simt mult mai bine dacă știu că te duci să-l vezi pe Robi. Nu înțeleg ce vrei de la mine, Andy. Nu vreau nimic. Ți-am spus că m-am bucurat să te văd. Nota? Notesc eu. Mă, chiar nu mai putem să vorbim de când ai intrat în clanul mafioților? Da. Chiar așa. Auzi? Ce legătură a avut soarmea cu ce i s-a întâmplat ei? Ea l-a pus pe Gianni să o omoare? Andy, nu știi despre ce vorbești. Sau poate că știu prea multe. Unde bați? Eram curios dacă ai vreo clauză de exclusivitate cu Gianni. Sau dacă poți să mai reprezinți și pe altcineva. Andy, în ce te-ai băgat? Nimic. Încă. Încă? Da. M-am gândit că tu, fiind avocata criminalilor, ai putea să mă ajuți în noua mea afacere. O să vând droguri. Pa, Andy. Gândește-te. O să fiu mai tare decât Escobar, da? O să fiu cel mai tare traficant. Sunt frumoase pozele. Da. Uite, poți să iei tu poza asta cu noi doi. Sigur? Mersi. S-a îngrijit de a promit. Și acum care e următorul plan? Nu știu, dar trebuie să fac ceva să aflu ce s-a întâmplat de fapt. Tu chiar crezi că e mai mult decât pare? Otilia sigur e implicată. Când l-am întrebat pe tata, direct a fugit. Cred că o acoperă. Dar nu știu ce ar putea să fie. Nu știu, Sorin. Dar o să aflu. Mersi mult. Emma, stai! Am uitat ceva? Aș vrea să nu te mai joci așa cu mine. Ori suntem doar prieteni, ori suntem mai mult. Ce, prietenii nu se pot pupa pe obraz? Nu. Pentru mine e prea mult. Ok. O să ții minte. Pentru data viitoare! Eu zic să fii mai atent cu Otilia asta, cum te porți. Te-ai cam dat în stambă acolo, cu prăjiturile alea. Te-ai liniștită că nu mai face nimic de acum încolo. Aoleu. Dar ce ai mai făcut? Sărmână, mamă. Bună, mamă. Bună, tată. Bună, tată. Bună, tată. Fii și tu mai bărbat, nu mă măligă. Tata, hai mai gata cu comentariile astea. Că știi că și mămăliga fierbe cât fierbe, dar mai și explodează. A început să-ți intre sânge în instalație. Bravo. Ține așa că-mi place.
place. Da. Bravo, mă. Vești de la Lia? Au adus-o acasă. Și cum se simte? Trebuie să vină Dănuța să ne povestească ea totul. Doamne, mama, eu nu înțeleg cum dintre oameni nu suntem niciunul compatibil, că... Pe bune că aș fi dat un rinic dacă aș fi putut. De ce m-ai chemat afară? Păi, mă gândeam că tati a zis că când se face frumos afară, mă învață să mă dau cu șalupa. Și ți se pare că e frumos afară? Nu. Pe taică tot vezi pe aici? Nu. Păi și atunci de ce mă... Mă gândeam că poate, îmi vezi tu. Eu? Da. Da, tu. Prietene, te uiți puțin la mine. Cum să te învăț eu să te dai cu șalupa? Te rog. Robert, pe bune. Robert, gata, termin dar cu prostirea asta. Dar e singurul lucru pe care mi-l doresc în viața asta. Gata. Mi-e dor de tată. Când vine? Nu mai vine. Te-a abandonat. De ce? Nu mă mai iubește? Nu. O iubește acum mai mult pe Lia. Mami? Mm. Tu nu o să mă părăsești, nu? Everything around me is gone to waste. Nu. Mami, o să rămân aici. Unde altundeva să merg? Știu ce înseamnă moartea. Am stat neputincioasă lângă tata și l-am privit cum moare, fără să pot face ceva ca să-l salvez. Și aș vrea să pot să spun că nu mi-e frică. Dar îmi e frică pentru tine, Petru. Nu vreau să suferi. Alo? Sunt eu, Nae. Doamne, Nae. Nu mai sperie. Iartă-mă. E ok. N-am vrut să te speri. Ce faci aici? Sper că nu o să-ți fac rău că am venit așa. Voiam doar să știu cum ești. M-am externat? Da, Petru nu e, să știi. Știu. Am așteptat să plece. E clar că nu vrea să mă vadă. Stai jos. Cu ce te servesc? Cu nimic. Stai. Dar nu te deranja. Nu. Ți-e foame? Nu. Uite, am o prăjitură. Poftim. Nu trebuie, mulțumesc. Și... Cum te simți? Jur că dacă mă mai întreabă o dată cineva cum mă simt, înnebunesc. Explodez, efectiv.
ce cauți aici? Vin să-l văd pe Robi. Bonjour. S-a culcat deja, nu vezi? Vreau doar să-l văd cum doarme. Liniște. Ți-ai amintit că ai un fiu. Cam târziu. N-am cum să uit asta. Azi a plâns toată ziua după tine. Ei promis că îl înveți cum să meargă cu șalupa. Asta ai uitat, nu? Mai ușor. Că-l trezim. Eu ies. Ai vorbit cu Petru? Ce a fost aici? A intrat la Robi și a plecat. Cred că e distrus. Eu cred că ar trebui să stai de vorbă cu el. Nici nu știu ce să-i spun. Ok, o să încerc. Pavel, și încă ceva. Ce ai de gând să faci în legătură cu Dana? Ți-a zis și ție? Testul ăla e fals, Otilia. Nici măcar n-am dat o probă. Și dacă a obținut-o fără să știi? Ce? Eu zic să-l refaci. Ești sigură că n-ai vorbit cu Dana? Fix asta a zis și ea. Pavel, ce pierzi? Dacă nu e copilul tău, îi închizi gura și își găsește pe altcineva să-l crească, dar dacă e al tău, sper că realizezi că trebuie să-ți faci datoria. Să refacem testul de paternitate. Cum de te-ai răzgândit? Ca să-ți demonstrez că minți. Bine. Mai vedem. Ok, o să-ți comunic ora și locul. Sigur. Seara bună. Ce credeai, că scapi așa ușor? Ce mai faci tu, Tavi? Unde sunt? Ce să fiu? Nu te băga. Ce anume? Specific. N-am chef de glumele tale tâmpite. Știu sigur că drogurile au ieșit din Italia. Spune-mi unde ascunzi marfa. Marfa? E pe... gândeală, hă? Zi-mă specific ce marfa. Ai uitat. Nu-i nimic. Se mai întâmplă. Îți aducem noi aminte. Rusule! Rusule, stai pe loc, că te calc în picioare. Zi-mă ce vrei. Unde sunt? În siguranță. Unde? Ți-aș răspunde cu cea mai mare plăcere. Dar vezi tu, Tavi, noi doi am avut o înțelegere și tu n-ai respectat. Așa e om. Schimbător. Și atunci? Mie cine îmi garantează că nu o să pățesc nimic? Placer, placer, negocio con usted. Rusule! Traduci tu, da?
Ce faci, mama? Bine. Se poate? A dus un ceiuț cald. Mersi. Să-ți facă bine, o să te ajute asta. Ce face căgălicea mea? Cum e? E bine. Bravo. Bravo. Pavel vrea să refacem testul. Ia auzi, dar oare cum de s-a răzgândit? Nu știu. Lasă, mamă. Tu ne ai pe noi. Noi suntem lângă tine mereu. Sângele apă nu se face. Da. Auzi, mama, dar de ce niciunul dintre noi nu e compatibil cu Lia? Nu este o regulă că dacă suntem rude, trebuie să avem și aceeași grupă de sânge. Nu. E ceva ce nu-mi spui. Te-am văzut cum te-ai schimbat la față când te-am întrebat dacă mama Liei mai are rude. Mama, te cunosc, știu când minți. Ce e? Da, cred că dacă nu spun cuiva, o să mor. De ce ceva? Păi hai, mă, lasă-mă, stai, te rog. Te rog, stai, nu mă lua repede acum. E greu, nu pot. Lasă-mă să mă reculeg, să... N-am spus asta niciodată, nimănui. Nu știe nimeni. I-am jurat lui fratele meu că nu o să spun. M-a rugat să nu spun niciodată. La nimeni. Am jurat. De ce serioasă treabă? I-am jurat. Mama, zi ce e. Doamne Ioane, te rog, iartă-mă. Dar poate că viața lui depinde de asta. Ce e? Fratele meu. Tatăl ei. Gata, am zis. Gata, gata, inima. Gata. Stai un pic, cum adică? Mama ei era însărcinată când l-a cunoscut pe frate. Cu cine? Cu șeful ei, de lucraia Cabon. Vai. Păi și cine era șeful? Nu știu, mamă, nu mi-au spus. N-au vrut să-mi spună, a zis că e mai bine să nu știu. Dar eu zic că trebuie să-l găsim. Trebuie să-i căutăm tatăl. Poate că asta e singura ei salvare. Să-și găsească ruda de sânge, nu? Da, mamă. Ți-a luat ceva. Ce ai avut cu Lia? Ce m-a avut cu cine? Ai vrut să te răzbun pe mine pentru că mintea aia ta bolnavă avea impresia că soția ta s-a sinucis din cauza mea. Soția mea s-a sinucis când tu m-ai băgat la pușcărie. Eu? Tu? Tu te-ai băgat, băi, la pușcărie singur când ai decis să aduci droguri în țară. Tu nu știi ce se întâmplă acolo. Erai un inocent, brusc, justițiarul, pe... Bine, mă, răzbune-te pe mine, dar las-o pe Lia. Răzbun, asta înseamnă justiție. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Tu ai fost, mă. Tu ai fost.
Uite ce ai făcut! Tu ai idee cât sufer acum din cauza ta, mă? De ce, mă? N-am fost eu. Minți! Minți! Da. Alo? Alo? Cine e? Să termin ce am început. Am venit să spun că am luat o decizie. Să spun că aia nu e semnătura mea? Va fi cuvântul meu împotriva cuvântului lui Petru. O să anulăm divorț. Dar trebuie să-mi promiți că nu-i mai faci niciun rău, că o lași în pace. Promite-mi. Promit. Ok. Sunt omor în momentul ăsta! Am lăsat odată orfana pe fiica mea. Nu face asta. Odată, dacă te mai atingi, Delia, jucă-te un pic.
sfârșitul e aproape, tot ce-ți mai dorești, tot ce mai vrei, e un ultim dans.